Dan Moise a zburat cu Migul un sfert de secol și a adunat peste 2200 de ore de zbor. Spune că bătrânul interceptor, transformat de nevoie în multirol, a fost un avion cu multe limitări, neiertător, dar care din momentul în care în 1994 a primit aparatură de bord izraeliană, a reușit să-și facă treaba. Am suferit cel mai mult în această perioadă și de, dacă vrei să o luăm, miștocăreala publicului, care, ia uite, iar au ieșit băieții la arat. Dar noi ne-am făcut treaba, chiar am ajuns să fim și apreciați de partenerii cu care am zburat în diferite misiuni în țară și în străinătate. În cei 61 de ani de activitate, Migul a strâns și foarte multe accidente. Motanu e de părere că majoritatea au fost cauzate de antrenamentul precar de care aveau parte piloții înainte de intrarea României în NATO. Avionul ăsta a lăsat multe familii destrămate, copii, orfani, soții, văduve. Foarte mulți s-au prăpătit din cauza subfinanțării. Am avut ani în care unui pilot erau alocate 10 ore de zbor, o oră, 5, ceea ce este o măsură criminală. Am avut șansa să adun 8 ore de zbor cu Migul 21, iar de 2 ore am filmat chiar dintr-o dublă comandă pilotată de Motanu. În urmă cu aproape 6 ani am făcut amândoi parte dintr-o formație mixtă în care erau și aparate ale forțelor aeriene canadiene. Doar în formație avioane de producție sovietică prin anii 1960 și avioane produse în Statele Unite ale Americii prin 1980. Vedeți și în stânga și în dreapta Migului, în care sunt câte două. Migul 21 a intrat în dotarea forțelor aeriene române în 1962. La un moment dat, aviația militară avea 400 de astfel de aparate. La câțiva ani după Revoluție, peste 100 de Miguri 21 au fost modernizate împreună cu compania izraeliană Elbit și au devenit Lancer.